Bună, dragilor! Sunt Irina Jercan, președinte Lady Circle numărul 16 București. Mă aflu aici, în incinta Palatului Noblez, gazda noastră, în organizarea proiectului Colindă pentru Viață. Lady Circle numărul 16 București, ca parte a Lady Circle România și Lady Circle Internațional, v-a obișnuit cu orientarea proiectelor noastre către micii născuți prematuri. Ei bine, astăzi, Colindă pentru Viață este un proiect care se adresează acestora și ne dorim achiziționarea unui monitor pentru funcții vitale, un aparat atât de necesar micuților luptători, a căror nevoi sunt foarte multe și foarte complexe. De această dată ne-am îndreptat atenția către maternitatea din cadrul Spitalului Sfântul Pantelimon din București, cărora vrem să le mulțumim pentru tot suportul acordat în realizarea acestui proiect. Vreau să mulțumesc în mod deosebit omului și artistului Alma Nicol, care a răspuns acestei invitații și a acceptat organizarea acestui concert caritabil pentru susținerea acestei cauze minunate, acum, în prag de Crăciun. Vreau să mulțumesc de asemenea și echipei minunate din spatele Almei și care lucrează împreună cu ea și care cu siguranță vor încânta sufletele dumneavoastră acum, în prag de mare sărbătoare. Vreau să vă mulțumesc pentru toate donațiile pe care le-ați făcut până la acest moment, să lansez în continuare invitația de a face donații în contul Lady Circle numărul 16 București, cont pe care l-aveți indicat în prezentarea acestei filmări. Încă o dată vreau să vă mulțumesc, vreau să vă urez tuturor sărbători frumoase, un Crăciun binecuvântat și mulțumiri pentru tot ce ne-ați ajutat să facem. Silent night, holy night, all is calm, all is bright, round yon virgin mother and child. Ne pare bine că sunteți alături de noi aici la Palatul Noblez. Vă reamintesc că puteți dona cauzei noastre în contul Lady Circle din descrierea acestei filmări. Alături de mine o am pe Ioana Stănică, colega și prietena mea de la conservator. Am terminat amândouă chitara clasică și vrem să vă cântăm niște colinde. Thank you.
ce veste minunată în Betlehem ni se arată. Astăzi s-a născut cel fără de început, cum au spus prorocii. Că la Betlehem Maria săvârșind călătoria într-un mic sălaș lângă acel oraș a născut pe Mesia. Într-un mic sălaș lângă acel oraș a născut pe Mesia, pe Fiul înalt său. Să ne mântuiască, să se nască și să crească, să ne mântuiască. Last Christmas I gave you my heart, but the very next day you gave it away. This year, to save me from tears, I'll give it to someone special. Last Christmas I gave you my heart, but the very next day you gave it away. This year, save me from tears, I'll give it to someone special. Once bitten, but twice shy. Keep my distance, but you still catch my eye. Tell me, baby, do you recognize me? Oh, it's been a year and it doesn't surprise me. Last Christmas, I gave you my heart, but the very next day, you gave it away. This year, to save me from tears, I'll give it to someone special. This year, to save me from tears, I'll give it to someone, I'll give it to someone new.
tati, vă rog să donați pentru copilași. Vreau să vă spun o poezie. Cum cad fulgii mari încet zburând și în casă arde focul, iar noi pe lângă mama stând, de mult uitarăm jocul. De mult și patul ne aștepta, dar cine să se culce? Rugată mama repeta cu glasul rar și dulce. Cum sta pe paie în frig Hristos, în ieslea cea săracă, și boul cum suflă milos, că dură ca să-i facă. Drăguțul miel cum i-au adus păstorii de la stândă, și îngerii albi cântau pe sus cu flori de măr în mână. Hei, și acum vreau să vă cânt Allegro de Mauro Giuliani. Cine știe, mulțumim din suflet dacă ați donat, dacă încă nu ați donat, aveți contul doamnelor de la Lady Circle, care este chiar în descrierea acestui link. Mulțumesc Ioana Stănică, mulțumesc Ecaterina Roxandei, că ne-a recitat, mulțumesc din suflet Ciprian Iacob pentru minunatul acompaniament la pian. Eu sunt Alma Nicol și le mulțumesc celor de la Lady Circle și Tangent Club că m-au invitat să iau parte la acest demers absolut minunat. Feliz Navidad, prospero año y feliz.
Mulțumim din suflet!